Haide să îți povestesc cum am început eu. Îmi amintesc de zilele acelea de la începuturi, pline de neliniști și îndoieli, când priveam neîncrezătoare creațiile unor floriși cu experiență, ce păreau să mânuiască cu atâta ușurință și naturalețe superbele flori și să facă din ceva frumos ceva și mai frumos. Creații care mă minunau, o adevărată provocare. Wow, cât talent! Îmi spuneam adesea, o să pot eu vreodată să fac așa ceva? Pe atunci, un coș de nuiele în care trebuia să așez niște flori, mi se părea încercarea supremă. Iar dacă izbuteam să-l duc la bun sfârșit, eram de-a dreptul extaziat. Apoi începeam să-l analizez și să-i observ neajunsurile. Concluzia, vai, e groaznic! Am început să întreb pe toată lumea. Nu cunoașteți pe cineva care se pricepe la flori? Astfel, o doamnă binevoitoare m-a îndrumat spre florăria X din capitală, cu speranța sinceră că florăreasa de acolo mă va învăța câte ceva sau îmi va da cu siguranță niște sfaturi utile. Am pornit în culmea fericirii să cunosc tainele atât de bine păzite. M-am prezentat ca o mare iubitoare de flori și ca un om care nu știe nimic, dar vrea să învețe și nu știe nici de unde să înceapă. Probabil, impresionată de entuziasmul meu, florăreasa a acceptat să stau și eu în florărie și să mă fac utilă. Am muncit cât s-a putut și făceam orice, fără nazuri, fără comentarii, dar cu întrebări care să mă facă să înțeleg ce și de ce făceam într-un fel sau altul. Curiozitatea mea probabil că a deranjat. Munca mea nu cred că însemna mare lucru, deși mie mi se pare că orice muncă contează. Oricine ar fi putut spăla niște vase și tăia niște cozi, nu? Într-o zi mi s-a dat un trandafir tăiat deja foarte scurt, câteva capete de crizantemă, un vas foarte mic și provocarea de a face ceva din ele. Atunci cred că am văzut prima dată un burete floral pe viu și atunci am experimentat pentru prima dată cum intră o floare într-un burete. Foarte straniu mi s-a părut, dar și foarte simplu în același timp. Am așezat cele 3-4 flori ca și cum aș fi înfipt bețele dintr-un gard. Și a rezultat ceva cu adevărat fabulos. Urmarea. După 3 zile, ce mi s-au părut minunate, am fost poftită la propriu pe ușă afară. Nu eram de niciun folos. Entuziasmul meu nu a contat, ci chiar a încurcat. Ce rămânea de făcut? Mi-am șters lacrimile și am trecut la planul B. Dacă nu vrea nimeni să mă învețe, o să mă învăț eu. Singură. Și am început prin a fi un mare autodidact. Ore de studiu personal, care la un moment dat au dat roade. După ce analizezi sute sau poate mii de creații ale altora, începi să ai idei și apoi nu mai e decât un pas. Să ai curajul să le pui în aplicare. Mult mai târziu am făcut eu însumi câteva cursuri și am participat la workshop-uri care mi-au validat cumva ceea ce descoperisem și mi-au completat lacune inevitabile. Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi renunțat? Ce aș fi fost azi? Adormeam și mă trezeam cu florile în minte. Mă obsedau pur și simplu și mă gândeam că asta este ceea ce trebuie să fac. Nimic altceva nu mai conta. Am simțit pe propria piele că în orice meserie doar 1% este talent și restul de 99% este muncă. Recomandarea mea, nu lăsa gândul ăla stingher că nu ai destul talent să-și facă cuib în mintea ta. E vorba de fapt despre muncă și despre pasiune. În orice artă există genii, de acord cu tine. Dar nu toată lumea cumpără un Picasso. Sunt atâția pictori talentați care lucrează și vând, fiecare cu publicul lui. E loc pentru fiecare să-și exprime eu-ul sau latura artistică sau spune-i cum vrei și să-și găsească propriul drum, propriul public. Nu renunța la visul tău. Altfel, ce vei fi fără el?